Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 7 și 33 de minute. Bună dimineața, astăzi am decis să fim mai serioși. Mai râdem, dar mai suntem și serioși. Am văzut un sondaj realizat în perioada 16-20 septembrie, deci săptămâna trecută, de Avangard, la comanda G4 Media, privind preocupările cetățenilor români pentru următoarea perioadă. Și mi se par foarte interesante câteva dintre aceste răspunsuri și am vrea să vă invităm să ne sunați, să vorbim despre ce ne preocupă, ce ne îngrijorează pentru perioada următoare. Și o să vă spunem și noi, fiecare, ce ne îngrijorează. Serios, deși ăștia deja chicotesc pe aici. Nu, deci, adevărat. Suntem serioși, ia. Câteva răspunsuri. Considerați că nivelul dumneavoastră de trai s-a schimbat față de începutul anului? 57% spun că a rămas la fel. 37% spun că a scăzut. 5% spun că a crescut. Cine sunt ăștia 5%, aș vrea să știu și eu, cărora le-a crescut nivelul de trai anul ăsta? Păi i-ai văzut în weekend la televizor. A, domnul Buzatu și familia. Da, în portbagaj. Da. Dar cheltuielile cu coșul lunar alimentar, întreabă operatorii. Și răspunsurile sunt așa. 48% constată, mă rog, au răspuns că aceste cheltuieli au crescut, 23% spun că au rămas la fel și 25% au scăzut. Țin la cură de slăbire. Asta vreau să spun. Deci 25% dintre români țin fasting, adică postesc, nu mănâncă. Cum poate să spună unul din patru că le-au scăzut cheltuielile cu coșul alimentar? Dar și aia care au rămas la fel sunt interesante. De... Da. Deci jumătate n-au probleme cu prețurile de alimente, asta înțeleg eu. Ba unii chiar se bucură de ele. Unde sunt? Cum probabil fac? Ar fi copii, nu mă, soți, nu sunt, care nu sunt interesați de aspect. Sau da, pur și simplu nu știu și au răspuns așa. De fel de probleme. Da. Care este principala dumneavoastră îngrijorare pentru perioada următoare? Se întreabă. Răspuns, pe primul loc, 24%. Adică unul din patru, prețul la alimente. Principala îngrijorare, prețul la alimente. Cum? Că jumătate... N-au nicio problemă, adică ești jumătate spun că prețurile sunt la fel sau au scăzut. Ăștia jumate din ea care s-au simțit că s-au scumpit. Sunt îngrijorați și de perspectivă. 17% îngrijorați de prețurile la utilități. Facturi, energie... Vezi că noi n-am mai vorbit cu electrica aia, a fost un an de epiua. S-a prelungit. Și s-a prelungit... Se prelungește un an. Sau... Adică se prelungește un an, nu? Da. Plafonarea se prelungește un an. Atunci stau mai liniștit. Dar când o să dea drumul... Când deschide capacul la plafon, să vezi atunci, Caterinca. 14% sănătatea personală. Aici, cu sănătatea personală... Om, în România, dacă te îmbolnăvești și nu ai bani, degeaba plătești tu taxe la stat, CSS, acum se plătește, o să se plătească CSS și pe etichetele de masă, plătești CSS pe oriunde. Deci orice bani încasezi undeva, trebuie să plătești taxe la sănătate. Nu contează, dă domnul Plută de la ASMB și păgi, Iași, păgi. Deci banii pentru sănătate să își perțui și dacă te îmbolnăvești și nu ai bani să te duci undeva la privat, la un spital, ai încurcat-o. E nasol de tot. 13% prețul la carburanți, 10% ratele la bănci, 8% locul de muncă. Deci în țara asta șomajul e ultima grijă. Cum ar veni și mai e războiul din Ucraina. Deci războiul și șomajul ne interesează cel mai puțin. Eu am scăpat de asta, grija asta cu războiul. În weekend, când am văzut că trag bine, m-am mai liniștit. La, da, talere, la talere. O să fii Rambo, te bagi în pădure și stai cu pușca aia cu Alice. Alice. Cât de optimiști sunt sau pesimiști sunt românii? Din punctul dumneavoastră de vedere, România se va confrunta cu o criză economică în perioada următoare? 64% spun că da. 16% nu și 18% nu pot aprecia. Deci nivelul de pesimism este la două treimi. Două treimi se uită așa, se gândesc cum o să fie în viitor. Frate, am încurcat-o. O să fie nasol de tot. Vine criza economică peste noi. Nu se vede asta. Mie asta îmi place, cum trecem noi. Asta e o calitate a noastră. Aia cu haz de necaz e prima și a doua e asta, cum trecem peste crize. Le înfrutăm cu pieptul deschis. Murim ca bărbați. Au crescut vânzările de mașini. Pe stradă nu mai ai loc să arunci un act de trafic. Da.
cursele aeriene s-au dublat sau nu știu ce vedeam zilele trecute. Adică pe internet sunt filme vacanțele cu noi utilizatori de iPhone 15. Exact, da. E plin internetul, zice. Știi că, apropo de faptul că dădeai precomandă, dădeai precomandă și ok, dincolo de faptul că ai pățit ce ai pățit, veneau destul de greu. Da. Adică în România lansarea era, nu, acum în România lansarea este simultană. A, serios? Da. A, deci poți să-ți telefon... iei? Și, da, păi sunt. Aha, poți să-ți iei telefon dacă vrei. Ați văzut că în Dubai se bat? Am văzut, da. Ce vreme aia să înapoiez, mă, nu sunt Uniunea Europeană ca noi. Da, bun. Care este, deci, 0372-069-599, sunați-ne să vorbim despre ce vă preocupă pentru perioada următoare. Care e cea mai mare îngrijorare privind viața în România în următorul an? Dacă vă gândiți așa, la următoarele 6 luni, următorul an, ce vă preocupă cel mai tare? Ce vă îngrijorează? Banii, sănătatea, școala, uite, pe mine drogurile. Mă îngrijorează asta, da. Drogurile și potențialul de creștere a infracționalității. Mi se pare că s-a umplut iar în București de nasoi, de oameni dubioși. La mine la bloc am găsit azi dimineața, era unul zombie. Știi drogul adică zombie? Ăla de mergi... Am filmele cu zombie. Merge, serios? Da, în reluare așa. Da, a luat-o de dimineață sau era... Era acum la 5 când am... 5 jumate când am plecat. Eu era căpiat pe lângă bloc, al alter erau doi care... Și ce faci într-o situație de-asta? Care și erau cu seringa, în cuplu era. Cu lingură și cu seringă și încălzeau pe treptele unei bănci și pe Mihai Bravo, atenție. La stradă? La stradă, tati, la ora 2 după masă. Își făceau doza. 0372069599, care e cea mai mare îngrijorare a ta privind viața în România în următorul an? În următoarea perioadă. Ce te preocupă? La ce te gândești? Și ce crezi că... Cu ce o să te confrunți? 0372-069-599. Sună-ne! Pe mine mă îngrijorează cel mai tare posibilitatea de relansare a inflației și scăderea veniturilor reale. În ultimii ani, puterea de cumpărare în România cred că a scăzut în termeni reali și asta constatăm cu toții și am senzația că această deteriorare a puterii de cumpărare nu se oprește. Adică ce cumpăram înainte cu 100 de lei, cred că înainte, în urmă cu 2-3 ani, cred că astăzi, abia dacă reușesc să cumpăr cu 70, dacă nu, chiar mai puțin. Mai puțin, da. Și mă întreb, pentru câți dintre români veniturile au crescut totuși în perioada asta cu 30, 40, 50% în ultimii 3 ani, astfel încât să acopere diferența. Deci asta mă îngrijează cel mai tare. Și doi, războiul din Ucraina. Deci posibilitatea ca războiul acela să se termine prost pentru democrații și ca Imperiul Rus să se extindă înspre granițele României, mi se pare înspăimântătoare. Pentru că dacă Ucraina pierde război, atunci o să cadă și Moldova. Și asta înseamnă că vom avea din nou Imperiul Rus la granițe, un Imperiu Rus ostil. Laurențiu, bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Bună! Pe mine mă îngrijorează chiar puterea de cumpărare și vă spun de ce. Eu am lucrat aproximativ 20 de ani în străinătate, m-am întors de 4 ani și într-adevăr am văzut că cu aceiași bani pot să cumpăr din ce în ce mai puțin. Noua lege a lui Ciolacu cu fiscalitatea ne va lovi foarte tare. Când oamenii vor vedea că trebuie să plătească mai mult la stat, nu vor mai lucra și mi-e frică că infracționalitatea va crește. Adică în orașul meu de provincie, unde locuiesc, în Târgu Mureș, observ că tot mai mulți și tot mai mulți tineri trec din partea cu lucru în partea cu infracționalitate. Și nu se face absolut nimic. Foarte interesantă observație. Uite, vom vorbi în câteva minute cu analistul economic Bogdan Glăvan și o să rog să comenteze chiar această afirmație a domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, și anume că taxele o să crească izolat doar pentru câteva business-uri și asta nu o să afecteze cetățenii. Da, mulțumesc foarte mult pentru observația ta, Laurențiu, foarte bună. Daniel, ești în direct. Bine, Daniel, te rog. Bună dimineața. Eu sunt printre cei fericiți 5%, că întrebați. Aha. Sunt cei 5%. Cum ai reușit, domnule? Păi, de exemplu... De 5% cărora... Stai puțin să precizăm pentru cei care n-au auzit. Da. 5% dintre români spun că nivelul lor de trai a crescut față de începutul anului. Și întrebarea este, cum ai reușit? Păi, de exemplu, eu sunt profesor. L-am mărit salariile și fiind într-o penurie de profesori de matematică, am mai multe ore, adică depășesc norma, am o normă jumătate și, într-adevăr, salariul mi-a crescut foarte mult și soția câștigă foarte bine, trebuie să spun asta. Cert e că am ajuns la un nivel în care când intru într-un restaurant sau fac un concediu, nu mă uit la prețuri.
Mă bucur foarte mult să aud un profesor care spune în sfârșit că i-a crescut nivelul de trai și că intră într-un restaurant și nu se uită la prețuri. Poți să te întreb, presupun că dai meditații, nu? Nu, nu. Chiar nu dai meditații numai din salariul de la stat? Ea are mai multe ore. E Caterinca, e ceva în regulă, nu? Da. E Caterinca? Nu, nu e Caterinca, chiar vorbesc serios. Nu, serios. Aha. Pentru că consider că a da meditații copiilor de la școală, de la clasa ta, înseamnă a dezavantaja pe ceilalți. Dar nu de la clasa ta, dai meditații. Pentru alții. Nu dai meditații, profesor de mate și nu dai meditații. E suficient. Câștig în jur de 7-8 mii de lei pe lună, plus că soția câștigă foarte bine, fiind în top, să zicem, în România, într-un domeniu. Ok. Foarte tare. Bine, felicitări. Bravo, mulțumim, bravo. Daniel. Mă bucur să aud asta. De 7-8 mii de lei, un profesor de mate. Băieți de două, nu să mai pot dormi. O parte din familia mea va vota cu Simion pentru președinte și cred că e cea mai mare preocupare pentru viitorul apropiat, Cristi din Suceava. Da, nu știu cum să comentez asta, știți că în mod tradițional nu vă spunem cu cine să votați. Asta e, o să vedem, mai e totuși până la alegerile de anul viitor, mai e ceva timp. Mai avem doar câteva secunde. Apropo. Și aș vrea să vorbim de Lucian. Cu Lucian. Lucian, zine scurt ce te îngrijorează. Partea medicală, serviciile medicale. Pentru că nu pare să se îmbunătățească nimic, deși plătim din ce în ce mai mult pentru sănătate, nu? Dacă eu acum o să am o intervenție medicală și am sunat pentru analizele care trebuie să le fac, să mă programez. Da. Nu sunt locuri. Da, domnule, este absolut îngrozitor. Mulțumim foarte mult pentru telefoane. Luca, zici ce ai de spus repede. Nu, spuneam apropo de alegeri. Carol îi zice, el e convins că în perioada următoare, într-un an, nu vom simți o înrăutățire accentuată a nivelului de trai pentru că e an electoral. Dar după aceea abia va veni jale. Posibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.